Bună, v-am regăsit, dragii mei, la un nou audio-video. Astăzi m-am gândit împreună cu colegii mei să vorbim despre ceva mai special, despre persoana mai specială. Cred că o să ne luăm, ori ne luăm în cap, ori depinde acum de o situație, dar ne-am gândit că să mai diversificăm așa, să nu fie că lumea, uite, văd ce canal gri, ăștia, numai cu ori, numai cu proști. Așa că ne-am gândit că ar fi cazul să vorbim și despre cineva din România. Așa că eu, colegii mei, stăm așa, într-o câteva săptămâni, că ne uităm așa, mă cu ne uităm la niște chestii pe YouTube și un coleg de-al meu, pură coincidență că îl cheamă Mihai. Facem, bă, ce ar fi să scriem, să vorbim despre un băiat Jimmy Hex? Sau la povești cu Jimmy? Da, am putea, dar trebuie să știm mai multe despre el. Așa că ne-am informat și ne-am gândit să vă spunem și vouă, poate unii care știți cine este, poate știți cine nu este, așa că ar fi cazul să povestim. Ca fapt divers, Jimmy, dacă vezi acest video, te rog frumos, nu te supăra pe noi, noi doar îți facem un pic de reclamă. Da? În primul rând, Jimmy este genul de băiat care e dovada clară și indiscutabilă a faptului că orice băiat de la coada vacii poate să ajungă departe. Că îi place berea este ceva normal, pentru că mai toți băieții le plac berea, dar Jimmy chiar reușește să atragă prin videoclipele lui, fie cu la povești cu Jimmy, unde prezintă viața lui, sau separat la chestii mai culturale. Din câte am înțeles, numele lui real este Mihai. Nu știu cu numele de familie, dar a zis că are 40, e de undeva din Argeș, dintr-un sat. N-am precizat care, dacă știți, voi spuneți. Nu data, dar eu sunt bine, sunt din Ioveni sau din Micești. Bine, am stat în Pitești, apoi am stat în Ioveni și încă mai stau, apoi m-am mutat în Micești, dar cu ai mei, apoi am apartamentul meu, dar deci, în primul rând, în zona Argeșului, care e o pată puțin neagră asupra județului nostru pentru faptul că s-a cumpărat permise de conducere. Da? E, uite că poate așa, dar smiley de unde este? Celebel de unde este? Randy de unde este? Dinu Lipati de unde este? Maria, nu, Maria Tănase nu este. Dar în general, dar personale sunt foarte multe din Argeș. Bine, nu spun că, Doamne ferește, sunt foarte multe persoane foarte importante în toate județele țării. Dar asta nu înseamnă că noi suntem, cum spune colegul meu, Damian, coșul în fruntea istoriei. Revenind la personajul nostru, Jimmy, este mai special pentru că e mai simplu, dar e foarte comic, așa, și pe noi ne amuză foarte mult când ne uităm la videoclipurile lui la povești cu Jimmy, cum spune că aventuri cu vaca, cum a alergat el în curucuri după gagici sau când a pierdut vaca, sau s-a jucat cu fratele lui și pălărie și și-a spart nasul, pălărie nu el, sau că împreună cu fratele lui i-au dat foc la coteț. Și erau micuți. Poate s-au gândit că poate le încălzești și pe ele. Sau poate este între decesorii KFC-ului în România. Glumeam, mă, glumeam. Dar cam atât despre Jimmy. Dacă mai vreți să mai facem alte videoclipuri, puteți să ne spuneți. Ne plac și alții. De exemplu, colegul meu, Damian, este fan Atenție Cadmere. Nu, nu Cadmere, așa se numește canalul, Atenție Cadmere. Și dacă doriți, puteți să ne spuneți și despre
el despre Alex Cuzma. Dacă Alex vezi acest video și ești de acord să facem un video cu tine, poți să ne spui că nu vrei să dăm un copyright. Păi cam atât despre Jimmy Hex sau Jimmy, da, povești cu Jimmy sau Mihai. Și ca de obicei, tschüss!